Florin Cățu, prim-ministrul României, a participat astăzi la dezbaterea Digitalizarea României, Prioritate 0, ediția a doua. În cadrul acesteia s-a discutat despre proiectele concrete ce vizează un nou an plin de reforme și investiții. Sunt oameni sceptici în ceea ce privește digitalizarea, dar prima măsură pe care am luat-o în trecut a fost acel sistem de, să eliminăm sistemul de popriri, să-l facem, să-l digitalizăm. Țineți minte, înainte să vin la Ministerul Finanțelor, aveai o poprire pe toate conturile, îți plăteai datoria și după aceea trebuia să mergi cu dovada la fiecare bancă. Acum nu mai este așa, totul este automatizat. Plata taxelor se poate face acum prin online, prin ghișeu.ro poți să plătești toate taxele. Sunt și exemple în care am descoperit unele pe care nu le puteam plăti și le-am întors după aceea. De asemenea, se va introduce un nou proiect de digitalizare a României care să vină în sprijinul românilor, precum și bugetul statului. Anul acesta vom avea e-facturare, este de fapt cel mai mare proiect pe care îl introducem, această factură electronică, și veți vedea că acolo veniturile vor crește la buget. Țările care au introdus astfel de sistem de facturare electronică au avut în medie 2 puncte procentuale creștere venituri, de aceea și în discuție cu Comisia Europeană și în discuție cu investitorii am spus foarte clar că nu sunt adeptul creșterii taxelor, mai ales într-o perioadă în care economia este sub potențial, pentru a aduce venituri la buget. Putem să aducem venituri la buget prin această digitalizare. Prim-ministrul susține că România trebuie să-și schimbe structura statului, digitalizarea fiind un mod obiectiv de a face reformă. Digitalizarea administrației va fi finanțată din fonduri europene, unde sunt incluse 2 miliarde de euro în Planul Național de Recuperare și Reziliență.